respect. Repet, sper într-o partidă bună și avem ocazia să-i vedem pentru aproape 90 de minute, cred. Vom vedea, repet, dacă vor fi schimbări. Pe câțiva dintre tinerii jucători aduși în această perioadă, mă refer la Roșca, cel care a lăsat o impresie foarte bună în cele 60 de minute disputate în ultimul meci amical. De asemenea, îl vom vedea la lucru pe Răzvan Pașcalău și a revenit, el a fost accidentat, a făcut antrenamente separate în ultimile zile. Iată-l astăzi însă, și mă bucură să vă spun acest lucru, face parte din primul 11, înseamnă că a trecut peste acea accidentare. Îl vom vedea iarăși pe Alexandru Irimia, jucătorul crescut în Academia lui Dinamo, care a lăsat o impresie foarte, foarte bună în ultimul amical. De asemenea, Raul Rotund, de data asta, va juca pe postul lui, pe postul de mijlocaș central. Îl vom revedea pe Alexandru, jucătorul despre care nu știam nimic și care până acum ne-a lăsat o impresie plăcută. Acest Adrian Caragea, un jucător venit de la Sassuolo, un jucător extrem de interesant, bune condiții, și iată un prim atac al nostru, Raul Rotund. O pasă acum interesantă către Caragea, Caragea la marginea careului, Caragea diblează, intră în careu, încearcă Caragea să șuteze, dar blocaj foarte mare acolo și Alex Irimia a fost desemnat, centrare destul de bună pe colțul lung, însă iese portarul și reține, încearcă să repună repede, încearcă să complică acolo Bordușanu, un dribling care nu și-a dat rostul și a pierdut omul din marcaj, un atac mai hotărât al Slovenilor și... Se putea da penalti acolo? Se putea da penalti, în opinia mea. Arbitru a făcut joc, semn ca jocul să continue. O fază controversată. Nu avem VAR, dar să știți că a fost o fază controversată. Mamzer rotund, încearcă să pătrundă și reușește. A trecut foarte bine în dribling Rotund. Centrare în careu, șut și prima ocazie mare. Caragea din interiorul careului, după o intrare foarte bună a lui Rotund, a șutat, din păcate, direct pe direcția portarului și am avut în sfârșit prima ocazie în acest minut 20 al primei reprize. Sfaul, putem dezvolta acum. Caragea are spațiu, Caragea acolo, urcă la îmbăluirea Amzar, bun efortul lui Amzar, îi dă posibilitatea lui Caragea să paseze, să vedem centrarea destul de bună în fața porții și ocazie acolo, n-a reușit Rotund să prea. Pașcalău din nou, centrare bună lui Pașcalău către Patrichei și puțin peste poartă. A fost o centrare bună, eram 2 contra 1 acolo, era și Patrick, era și Abdala, fundașul celor de la Bistrița, nu a reușit să facă un marcaj corect și dea o lovitură liberă. Șut peste poartă. Apreciem această primă încercare. Vedem, Alex Irimia va executa centrală destul de bună acolo și am fost aproape, foarte aproape. Florescu, să-l vedem la marginea careului, încearcă un dribling și o centrare a lui Florescu. Din păcate, mingea a căzut pe plasa din spate acelui meci și nu a făcut-o rău. Recuperăm această minge, Rotund, Caragea. Caragea, șuta lui Caragea, gol! Fabulos! Vă spuneam, prieteni, vă spuneam să-l urmăriți pe acest băiat pentru că are niște execuții absolut spectaculoase, absolut fabuloase și priviți execuție. Vă spuneam, am văzut aceste lucruri la antrenamente. Dacă va ajunge, reușește să țină mingea în teren Florescu, să vedem continuarea, Florescu, centrarea lui Florescu, destul de bună și pericol acolo, s-au apărat rău slovenii, să nu am reușit să profităm. Cu Florescu, pătrunde în careu Florescu, șuta lui Florescu blocat și probabil revine Florescu. Iată rotund și ocazie mare a lui Dinamo, prieten. După ce Florescu a insistat la o minge, Rotund a intrat, a pătruns în careu și a șutat puțin pe lângă poartă. Rămân la minge slovenii, pătrundere acolo, Bordușanu și iată! Gol, prieten, 1-1. Jocul greșeală așteaptă și am dormit acolo puțin pe fază defensivă. Ne-au taxat slovenii 1-1, mai sunt aproximativ 20 de minute și ar trebui să vedem o răbufnire din partea băieților noștri.
vină Banii, Tunt, Caragea, Bordușanu, Banii, să vedem pe Banii, nu, prea mult. Suntem la marginea careului și nu reușim să resping acolo. Hakim, șuta lui Hakim, puțin pe lângă poartă și iată ocazia. A fost penalti acolo, dar nu mai contează. A fost penalti, da. Recuperăm prin rotund. Cârjan, șuta lui Cârjan, gol! O nouă execuție bună a lui Cârjan, prieteni. Iată, după ce am scris în amicalul de acum câteva zile, reușește și astăzi o super execuție, Cătălin Cârjan, și el un băiat cu execuții bune, și conducem cu 2-1. O pas acum lungă către Amzăr, însă nu poate prelua. Amzăr, greșeală acolo a portarului. Amzăr încearcă spre poartă direct. Puțin fantezist acolo Amzăr, poate era mai bine să preia cu calm și să... ușor a pasat într-o nouă centrare și din nou ocazia acolo. Va fi au de poartă. Și o echipă de Liga a doua din Slovenia. Conducem cu 2-1, goluri înscrise de Caragea, respectiv Cârjan. Selmani. Un atac acum periculos al celor de la Bistrița, șut, însă fără probleme pentru Roșca. Roșca care nu a prea avut ce apăra, nu a avut nicio vină însă la golul primit. Imparabil, dar în rest nu a avut ce să apere. În a doua repriză a meciului, a primului meci amical, a fost serios întrebuințat Roșca. Banii, Caragea, Amzăr se apucă și el să dribleze acolo, până la urmă iese. Chinuit driblingul ăsta, dar a ieșit. Cârjan cu o pasă lungă către Selmani, bună pasă către Selmani, însă moale. Păcat de preluare, dar execuția a fost foarte, foarte moale. În postură de 1-1 a împins mingea către portar. Se termină mai repede meciul, probabil că se grăbește și arbitru să pună capăt acestei partide. Prieteni, vă mulțumim pentru că în ciuda faptului că este un meci de la Euro și un meci important, ați fost alături de noi. Mulțumim clubului Dinamo pentru că ne-a permis această partidă. Eu sunt Ionuț Zaina și vă